Deci tu ai un cadru în tot videoclipul ăsta în care tu le spui cât de bogat ești, cât de mulți bani ai, câte femei. Și tu apari într-un cadru în videoclipul tău când te dai într-un căluț de jucărie dintr-un parc. Care ești, bă? Abi, ce vrei, vrei să postezi melodia? Păi și trebuie să-ți dau eu, să fac eu reacția, altfel nu postez sau cum, că bă, merge invers, mă. Adică tu postezi melodia, eu fac reacția, știi? Îți facem invers. Vă salută fratele Conacu și bine v-am regăsit la o nouă reacție după 11 miliarde de ani pe acest canal, pentru că da. Pentru că da. Astăzi facem o reacție la noua piesă numărul 1 în trending deja a lui Abi Talent. Scuze, official music video, știți voi cum se treaba. Dacă vă place episodul, dacă o să vă placă episodul de fapt, bă, că nu prea e ok ca asta, că dacă vă place episodul, dacă o să vă placă episodul, apăsați butonul de subscribe și nu uitați, bă, bă, e cea mai importantă chestie. Dacă nu aveți clomțopelul activat, nu sunteți abonați, nu o să primiți, nu o să primiți deloc notificare. Apăsați clopoțelul puternic greu de tot, da? Haideți să-i dăm blana, o să vedem noua melodie a lui Abi. Talent. Ok, un cadru. Diana Cal? Și fac clasei. Oh! Deci, stai un pic, am înțeles deja. Ăsta o să fie din start un fel de diss, hai să zicem un mini diss. Iar mini diss 5 gang, ok? Cei, cei, da. Da. De ce am dreptate? Talent. Abi Talent. Abi Talent. Era, băi, semnătura lui. Abi Talent. Oh! Oh! Dar nu am cum să nu-mi remarc cum s-a schimbat atmosfera din în spatele meu. Pe ecran, directed by Răzvan Gogan. Să nu uităm biful avut de Shelly cu nimeni altul decât Răzvan și Andra Gogan. Și cred că asta e o strategie ce a făcut Abi. Nu avea nevoie de Răzvan Gogan, dar a vrut să-i dea peste voi, că știa că sunt ce numărul 1 trending, face mai multe vizualizări ca ei. Aduce un pic a Hymen, dacă nu mă înșel eu. Ți-am furat gagica, îmi cer scuze, am dat 2000 de euro. Mă, coloana sonoră, dacă mă gen... Am înșel, a apărut acum câteva luni, a fost un leak dat pe internet și a apărut. Nu știu dacă a trecut ceva timp, eu nu m-am uitat peste ea. Dar nu știu dacă e unul la unul, dacă e la fel. Așa că o să încerc să abordez și o să reacționez mai mult la clip decât la melodie, ok? Pe două bluze. Hai. Banii nu știu cum faci. Baby la mine să-mi dai un pupic pe buze. M-am jurat pe mama, n-are cum să mă Da, opulență, refuz. lux. Scuze, am prea mulți bani, îmi cer scuze. Scuze, am prea mulți bani, îmi cer scuze. Scuze, am prea mulți bani, îmi cer scuze. Scuze, îmi cer scuze. Asta a postat-o înainte să scoată clipul. A dat niște mini leak-uri. Abi e un om care se afișează, este un om care își etalează tot ce are și chestia asta cu de la lui Vuitton, nu știu ce dracu a luat el. Lui, no, iertați-mă, nu știu cum eu nu știu să pronunț, săracii nu știu să pronunțe lui Vuitton sau cum s-o pronunța bine, pentru că noi nu cumpărăm așa ceva. Îți faci cruce când mă vezi, nu-ți vine să Dar ai mic cu crezi. ajutor al lui. Dulce ca bombona, dulce gabana. Dulce gabana, mă spăl pe disc cu moed, cu moed. Hai să îți zic un secret, că eu sunt Abi
talent și n-am nevoie de școală. Făi, eu sunt abitalent. Porghios dan Louis Vuitton, da, îl por la Louis Vuitton, mă ok. Mă dau jos din Lamborghini și mă urcă rolul Butan în picioare. Sunt cel mai frumos pachet în buzunare. Și tu ești gelos, sunt prea așa, nu are rost. Cu un story te dau jos. Bă, ori eu sunt un foarte mare pizan de la, știți voi, țăran în engleză. Dar eu nu prea înțeleg, bă, adică atât de multe firme care eu nici măcar nu știu să le produc. Buton, Rolls. Bine, Lamborghini, Lambo, mai Versace, Dolce, Gabbana, Cabana. 666 cu Abi nu aveți șanse. Nu. Ți-am furat gagica, îmi cer scuze. Am dat 2000 de euro pe două bluze. Hai baby la mine să-mi dai un pupic pe buze. M-am jurat pe mama, n-are cum să mă refuze. Scuze, am prea mulți bani. Bă, asta nu prea se leagă, băi, Abi. Adică, ok, melodia asta este despre tine care îți ceri scuze virtuale, teoretice, că practice nu, îți ceri scuze că ai prea mulți bani și ai Rolls și ai Lambo și ai Versace și ai Louis Vuitton și ai gagică bună cu silicoane lângă tine care suge acadele, bănuiesc că și acadelele alea sunt de la 50 de lei bucata, nu sta și ieftin, iartă-mă pe mine. Adică nu e totul ieftin. Și tu ai un cadru în piesa ta în care te dai într-un căluț. Îmi cer scuze, scuze, am prea mulți bani, îmi cer scuze. Și singur. Dar trecem peste, așa ai vrut tu să apară. Am prea mulți bani, îmi cer scuze, scuze, îmi cer scuze. Și cam zlăbuz, mă, Abi, mă, două outfit-uri pe tot, pe tot videoclipul. Iar ești acolo. Da. Bă, munca întotdeauna trebuie apreciată, chiar dacă este orice ar fi, da? Munca trebuie apreciată, asta e prima chestie. Păreri. Da, este un dis, teoretic, mini dis, să zicem, celor de la Five Gang. Bine, mai exact lui Shelly, nu cred eu că are ceva cu Five Gang, deși... Eu urmăresc destul de mult TikTok-ul și am văzut pe TikTok, a apărut la un concert, așa, cu un Five Gang staff, Shelly staff cu Five Gang aici. Nu prea cred eu că are neapărat treabă cu tot Five Gang-ul, ci cu Shelly, pe care probabil îl consideră un competitor direct. Deși Abi nu cred că vrea să fie competitor direct, pentru că altfel făcea, s-a apucat de YouTube, dar are prea mulți bani, mă. Eu totuși sunt curios de unde sunt bănuții aia, da? Așa, hai să nu ne mai lungim. Doi la mână. Bă, castingul pentru clipul tău, eu nu știu cine l-a făcut, mă, da? Bă, eu cred că există femei mult mai frumoase, nu neapărat să fie botoxate, așa, siliconate, nu trebuie să fie, mă, chiar așa, bă, adică există și bine. Da, de fapt, ce să mai, mă, cam asta e despre tot. Bă, las-o așa, hai să o dăm direct de ultima. Bă, când o să înceteze toată treaba asta? Că tu, practic, scoți muzică doar să-i dai lușelii peste nas. Eu, mie mi-a așa mi se par toate melodiile tale. Iartă-mă pe mine dacă greșesc. Scuze, ți-am furat gagica, rege pe România, te văd în vine să-ți dau un leu. Ăia, pip, 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 ăia și tot așa. Adică mai zine, mă, și despre noi ceva, știi? Bă, și asta, cum, ia stai, mă, să vedem dacă avem aici.
Ex vocea Bitalent, Beats by Andreas, video Răzvan Gogan. Da, iar asta cu... Ce, mă, cu Răzvan Gogan. Bă, să vedem că e făcută extrem, adică nu e... Nu e neapărat ceva... Nu e alegerea ta, e o alegere ca să-l îngropi pe Shelly. Puteai să filmezi cu cafea albă, nu cred că e așa de scump cafea albă, sincer. Din ce am văzut că mai fac băieți ăștia pe YouTube. Nu știu prețurile care se percep când face cineva un videoclip. Bă, videoclipul per total îmi place, că e opulent, îți fură ochii. Melodia... Un 5 tras de păr așa, adică să ajungă în toamnă, bine, în toamna aia altă cu el. Înțelesul? Către Five Gang, nu? Clar, către Shelly. Cam asta e părerea mea, boș. Îmi place, dar nu prea îmi place. Vreau să se termine toată treaba asta. Și cu Five Gang, și cu bine că Five Gang-ul nu prea răspunde. Ei răspund mai altfel așa, noi facem bani, noi suntem șmecheri, ei. Adică nu dau în el, dar cred că o să se sature la un moment dat să dea în el. Trebuie să dea în el, să nu mai tacă. Cam asta a fost și clipul meu. Eu am fost fratele Conacu. Aceasta este Mitruța, așa am botezat-o. Este un Vaporeso care mă ajută pe mine că să mă las de țigări. Până data viitoare, nu uitați, follow pe Instagram la Conacu Gaming. Nu știu de ce încă mă cheamă Gaming, dar totuși mă cheamă Conacu Gaming. Like, subscribe dacă nu sunteți abonați și verificați clopoțelul. Vă pupă, fratele, vă las cu un rap de la dal meu, știți voi. Cona cu pe zonă, frate, cu la Ivor o tonă. Este la înălțime, zici că filmează din dronă. Cu o comunitate ce o să prindă ușor formă. Și contur mai friend, totul la întreagă normă. Tu dormi, mă, dacă nu haide și tu pe live. Cu OMTV, Far Cry, PUBG, this is the life. Caterincă peste caterincă, dau cu stil și lirică. Beau coniacul cu Cona cu aventura zilnică. Cona ce pe treabă se strâng mie după mie. Până ce ajung mai mulți ca stelele în galaxie. Așa trebuie să fie, să se audă peste tot. Faceți multă gălăgie, Conacu Gaming în top. Dacă apreciezi ce face omul, bagă un subscribe, însoțit de un coment, un share și de un like.